genul programului Pamflet. Bun găsit, începe comentariul zilei. Alături de mine în studio se află Sorin Avram. Bună ziua, Sorin! Bună, Alina, bine m-a regăsit! Facem ce facem și tot de termoficare ne izbim, veșnica problema Sucevei și a sucevenilor, facturile nu se plătesc așa cum ar trebui, pe de altă parte debranșările sunt tot mai multe, încotro. Nu trebuie să ne mirăm că numărul cererilor de debranșare de la sistemul public este în creștere, dat fiind faptul că mereu se repetă un lucru. Domne, să se plătească facturile, căci altfel se întrerupe furnizarea apei calde și încălzirea. Acum apă caldă, încălzire nu mai este, dar apă caldă. Și săptămâna de săptămână, dacă se prezintă această situație, evident că oamenii care își permit din punct de vedere financiar să-și pună o centrală, se debranșează. Este logic. Pentru că încă nu, în cei 20 ceva de ani de democrație prost înțeleasă de la noi, încă nu s-a învrednicit nimeni să se apuce de o treabă serioasă, de găsirea unui sistem prin care să se debranșeze individual sau cel puțin la nivel de etaj familiile care nu-și plătesc. Și de aia s-a ajuns în situația asta. Este o poveste fără sfârșit. Sunt întâlniri regulate între primari și șefii de asociații de proprietari în care se discută această problemă. Se discută degeaba pentru că, iată, așa cum a spus primarul, a crescut datoria sucevenilor către sistemul public de termoficare. După cum se vede, șefii de asociații de proprietari nu pot mai mult, nu pot sau nu vor. Sunt niște oameni, mulți dintre ei, care au o anumită etate și nu mai au puterea să umble din ușă în ușă. Înțeleg de la domnul Dumitrescu, administratorul Termica, că sunt cetățeni care nu dau drumul la ușă, cu toate că s-a mers de multe ori, însă sunt vinovați cetățenii, cei care nu plătesc, dar o vină, o parte din vină poartă și șefii de asociații de proprietari, care sunt în niște înțelegeri cu unii dintre cetățenii care nu-și plătesc, pe undeva e de înțeles, pentru că fiind vecini acolo, da, nu prea vor să certe, știi? Dar se cunosc de ani de zile. Dar se pare că sunt depășiți de situație. Dar ei sunt depășiți de situație pentru că ajungi la o etate, unii dintre ei și cu pensie și cu bani de acolo, pe ei nu interesează să rezolve problemele și s-au învățat că ani de zile tot s-a spus, domnule, vedeți că situația e gravă, dar au mers lucrurile, așa? Ei ce spun? Iau și pensia, iau și salariul de aici, mai fac o lucrare șmecherită, spun eu că am dat nu știu ceva, mai încalc o factură, fac cu mătrun și ei își trag banii și bag în buzunar, domnii șefi de asociații, și treaba rămâne nerezolvată. Eu nu înțeleg de ce tot astfel de discuții care n-au nicio finalitate, cu niște șefi de asociații plictisiți care vin acolo, parcă ei trimite, ei chema undeva să care niște pietre de moară, ei deranjat, că ei dacă se învățați cu 3 ore de program, da, și așa, ei sunt deranjați, mai bine se uită la Antena 3 sau la nu știu ce posturi de televiziune, la telenovele, ce se vină la primărie. Stau și caz gura la televizor, după aia merg și mi-au banii și stau acasă liniștit. Ca să ce? Să-mi spună aia ce am eu de făcut? Da, eu știu, nu știu foarte ce bine am de făcut. Deci aceste discuții fără de sfârșit între primărie și acești șefi de asociații care unii dintre ei nu vor și alții nu vor și nici nu pot, în loc să se fi făcut o inițiativă a primăriei, nici acum nu este prea târziu. E cam târziu, dar nu foarte târziu. Doamne, să-i cheme pe toți șefii de asociații și să-i pună pe fiecare să cotizeze cu o sumă și să angajeze o firmă de recuperatori. Adică sunt instituțiile astea bancare și nebancare, dar nu numai ele, la care dacă ai datorii, au tot felul de metode de a te determina să plătești. Și dacă ei nu pot, domnii în etate de la asociațiile de proprietari, trebuie să facă primăria, ori să-i pună să cotizeze fiecare, să angajeze o firmă de recuperatori și cu asta basta. Dar eu zic că dacă nu pot, să lase pe alții. Na, dar cum să lase mai Alina pe alții, mă, dacă ei sunt niște oameni care au construit societatea socialistă multilateral dezvoltată. Așa este, cei mai mulți dintre ei așa sunt. Păi lasă-mă, și ei trebuie să construiască și societatea capitalistă multilateral dezvoltată, pentru că au experiență, mă.
Cum adică să pui tu, șef de asociație, un băiat de 30 de ani care e economist, a făcut facultatea și este în putere, de ce să nu lași un om înțelept? Care una e când stă la sediul asociației înțeleptul și gândește cu creionul chimic după ureche, aducându-și aminte când era el maestru la fabrică sau maestru militar în halat albastru, și alta e când vine un mucos din ăsta. Mucosul se ducă în Italia dacă vrea să câștige. Aici este numai locul înțelepților. Deci să fie foarte clar. Trebuie să scurgă niște etape de evoluție. Mai când o să ai 70 de ani și o să ai în spate o carieră de construit societatea socialistă multilateral dezvoltată, vii și te așezi aici. Până atunci, roiul în altă parte. Deci cu o firmă de recuperatori. Ar fi o soluție. Astea sunt discuții sterile, inutile, n-au nicio... Eu personal m-am plictisit să discutăm acest subiect atât de des. Da. De mai multe ori pe lună, nu o dată pe lună, de mai multe ori pe lună vorbim despre termica și tot aia spunem. Tot aia și tot nimic nu se rezolvă. Alții sunt mai năstrușnici decât ai noștri. Mm. Iată ce le-a trecut prin cap celor din comuna Preotești. De ce să facă un simplu sens giratoriu precum cel din Rădăuți de care vorbeam noi zilele trecute, banal și fără nicio skepsis, când, iată, pot să facă la răscruce de drumuri, cum îi stă bine unui gospodar, o fântână. O fântână, frumos, cu băncuțe înăuntru, un foișor, de fapt, cu fântână. Și oamenii, de fiecare dată când vin acolo la întâlnire, trec strada, se supun puțin pericolului, unui risc, le crește adrenalina și cu altă atitudine abordează subiectele. Mă, Alina, e intersecția între două drumuri comunale. Câte mașini trec pe acolo? Hai să o luăm și pe dreapta. Și trec sătenei și nu merg aia cu viteză. Știi că știu că acolo se întâlnesc înțelepții satului. Poiana lui Ocan la domnul Fântână. Moromete și cu domnul Pufulete și cu care e așa. Și că e foarte frumos acolo. Decât să fie panorama aia de sens giratoriu de la Rădăuți. E râsul lumii în municipiul Rădăuți. Păi nu-i mai frumos făișorul ăsta? Și ce e mai frumos decât să stai? Eu, dacă aș fi din Preotești, și zic sincer, eu asta acolo. M-aș duce cu băieții și aș lua de la magazinul mixt niște sticle cu ceva și aș sta acolo la foișor și ne-am uitat când trec. Uite, trece Costel cu căruța. Salut, mă, ce mai faci? Trece la mașina, mai de jos geamul, mai auzim ce muzică mai are la castofon, mai vorbim. Dar ce să faci, mă, la țară? Și chiar e foarte frumos acolo să ai băncuțe și stai în intersecție și vezi cine trece, mai vorbești. Mie mi se pare foarte frumos. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă și vine unul și intră cu mașina în... adunare. Auzi, dacă parcă e în aia cu drobul de sare, dar dacă nu se întâmplă? Hai să o lăsăm că nu se întâmplă. O lăsăm în coadă de pește. O lăsăm că nu se întâmplă. Sorin, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, comentariul zilei a ajuns la final. Sunt Alina Mihăiescu. La revedere!